Hai, salut oameni, bun ceva, Jesus, sunt Andy și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de Bad Doors. Pentru că v-a plăcut episodul de data trecută și pentru că în momentul acesta n-am ce să mai filmez altceva, pentru că o să fiu plecat la eveniment, după cum v-am mai zis. A trebuit să filmez din nou un Bad Doors. De data asta m-am băgat la 4v4v4v4, adică 4 echipe de câte 4 care se bat între ei ca Kyori. Și da, vreau să văd cum este și acest mod de joc, pentru că am văzut că este printre cele mai jucate. Sunt vreo 1000 de playeri care joacă doar acest mod de Bad Doors, că mai sunt doubles, adică 2v mai mult de 2, 3v mai mult de 3 și... Oh, și alu băieții, ăștia mă cunosc sau sunt, sau m-au văzut că sunt YouTuber, pur și simplu. Da. Super, băieții mei s-au pus deja pe treabă. Ce insulă ciurată am, am un fel de... de scut care mă înconjoară sau ceva de genul. Băi, îmi bate lumina în față, voi vedeți cu ce față luminoasă am. Băieții, dați-mi și mie ceva, mulțumesc frumos. Vă pup dulce și vă iubesc. Bă, da, se ia destul de repede ăștia de aici. Oho, destul de repede, 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 repede. O să am nevoie de blocuri, mai mult ca sigur, pentru armură. O să am nevoie și de o sabie. Oleu, dacă îmi cad ăștia. O să-mi iau și o sabie de piatră momentan. Mâncă niște blocuri, să avem. Și mi-aș lua armura aia de iron. Da, cred că trebuie să stau cam mult aici ca să iau armura de iron și nu prea... nu prea aș vrea să fac asta. Cât costă armura de iron? Că nu mai știu. Armura de iron era 12 gold, iar eu am 7. Dar goldul vine relativ greu. Deci nu știu ce să fac. Cam aiurea. Upgrade-uri n-avem cum să ne facem. Dacă tot am stat aici, mai trebuie 3 de asta. Aia fac pod oricum, n-avem unde să plecăm în momentul ăsta. Așteptăm, ne mai trebuie 2 gold. Avem iron destul, dar din iron ăsta noi mai putem să ne luăm ceva, oare? O să urmă, nu cred că mai putem să ne luăm nimic. De pe aici poate să ne luăm ceva. Bad bug. Oh, sunt mișto ăștia. Bad bug, gata, avem armură, bun, perfect, haide. Ăsta e un fel de, e silverfish și l-arunci pe insulă la băieți și îi cam distragi într-un fel. Bă, dar ce pod ați făcut? Dacă nu se poate vere așa ceva. Bă, bă, e o lege nescrisă. De ce mama naibii lui faci podul ăsta în sus, mă? Normal că l-ați bătut, că era prost. Te mamito de aici. Aha, super. O să fie foarte greu să-i bați pe ăștia, frate. Ce? Am o întrebare. Și insula noastră era goală. A venit ăsta, a spart patul ca la măsa acasă și nimeni nu era aici. Bravo. Mai încercăm unul în pana mea. Cum a, cum a plecat? Așa și-a luat, haide-mi, și-a fugit toți de pe insulă, frate. Toți, 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 toți. 40v40. What the fuck is this? What the fuck is this shit? Deci nu-mi spune că ăsta este Bad Doors. Deci nu-mi spune că ăsta e Bad Doors. 40v40? Băieți, există așa ceva? Tu să alergăm pe aici de nebun pentru că trebuie să luăm iteme? Deci eu nu pot să cred că există așa ceva, mâncați-și. Suntem într-un castel, ești nebun! Băi, cât de tare! Wow! 40v40, că băieți. LOL. Damn boy, bitch. Nici măcar nu știu de unde aș putea să iau și mai mult aur sau ceva. Sneak, streak power sau mersi, nu știu ce faci. Știu că am nevoie de ceva, nu de iron, am nevoie de gold, sincer. Bine, mai ai și gold din când în când, uite, am mai luat iarăși.
Nici măcar nu știi când sare ăsta, trebuie doar să fii pe aici, pe undeva și cade fix pe tine, aparent. 10, vreau să-mi iau și eu măcar armură de iron, sincer. Că băieții au deja. Eu am intrat mai târziu, probabil ăsta nu, gen, nu începe o dată la ceva timp pentru că ar fi prea ciudat. Bun, hai să vedem. Bankers, item shop aici. Îl luăm pe ăsta, vreau niște bloace. Știu că se zice blocuri, vă rog, nu mi-atrageți atenția. Sabie, oh shit. Bă! Uite bă și tu la el ce idiot! De ce le aruncă bă acolo? Deci le băga acolo ca să nu le poată avea nimeni. Ce scârbă ordinară, bă! Bă, ce scârbă, bă! De ce ai făcut asta, mă? Nu înțeleg de ce le-a aruncat acolo, vă zic sincer. Nu înțeleg. Mancher, avem Ender Chest în pana mea, unde le puteți băga dacă nu vă convine ceva, uite așa. Mă rog. Bine, hai să plecăm și noi de aici. Băiatul ăsta a luat ceva de acolo. Bă, asta e cu steaguri? Bă, că insula lor e cu steaguri sau ceva de genul. Stai, bă, era să pic din cauza ta. Ce s-a întâmplat? Eu nu înțeleg o chestie, băieți. Unde sunt paturile? Uitați-vă câta fortăreața e! What? Eu nu înțeleg o chestie, băieți. De ce? Arată așa cum arată, nu înțeleg. Explicați-mi, vă rog, în comentarii că habar nu am. Ce-i chestia asta? Uite pe băieții roșii. Da. E destul de ciudat cum arată. E foarte mare harta, exagerat de mare. Și nu prea înțeleg ce se întâmplă pe aici. Sincer. Oată asta și-a dat quit. De ce? Și-a lăsat o grămadă de emeralde, dar... Aoleo, pe tine te vreau. Te iau un mamită de aici. Tu chiar crezi că eu sunt prost? Și până la urmă, noi nu știu ce trebuie să facem aici. Kills 1, bed broken. N-am niciun bed broken. Ia, prietene! Ce faci, mă? De ce fugi? Asta e fortăreața lor, a roșilor, aparent. Mamă, dacă de mare e harta, frate, e foarte mare. Ia. Oh, unul roșu aici. Oh, shit, sunt mulți roșii aici. Unde? Vere, glumești cu mine? Băi, băi, dau în față și îmi sare în spate la 5 metri. What the fuck? Băi, explicați-mi, vă rog frumos, că nu înțeleg. Voi ați văzut? Și unde m-a apărut acum? Parcă nu era castelul ăsta așa unde am stat eu. Înainte. Și vă rog, da, vă rog să-mi explicați cum căcat era în fața mea și mă arunc în spatele meu, că nu înțeleg. What? Ce-i chestia asta? Da, chiar nu înțeleg, în fine. Item shop, vreau și o sabie de iron. Vreau niște blocuri. Da, și tot nu înțeleg de ce m-a aruncat așa. Da, încă pentru mine este încă o dilemă. Chestia asta, de ce? Bă, tu ai diamond, da, puteam să-mi fac și eu, de fapt, dacă mă întorcem atunci cu toate emeraldele pe care le aveam, da. Bine, m-am mâncat în cur. Ok, avem 2 gold. Nu, hai să vedem ce mai facem. Deci nu știu pe unde am fost, încolo parcă am fost totuși. Și moftică, frate, că ăla nu trebuia să sară în spatele meu. Bine, că după aia și eu m-am panicat și am murit ca prostul. Dar de ce a sărit în spatele meu, nu înțeleg. Star, bed, alarm to step, what, what, what? Unleash the Wither, cineva a dat drumul la Wither, what? Avem mai multe paturi, nu înțeleg cum se joacă acest mod de joc, sincer vă zic, nu înțeleg momentan. Am intrat în el așa, nici de la început, nici de la sfârșit, de la jumate. Și nu știu care e treaba. Mă, ăștia ai noștri de distrug patul la oia, mamă, e foarte mare harta, dacă ai murit o dată, alergi de sar ochii din cap ca să ajungi până din nou. Oare steagul ăla roșu de acolo de sus e patul lor sau ceva? Așa.
Dați-mi pat. Whoa, what the fucking shit is here? Bă, Google, eu văzui bine. Bă, voi ai văzut ce era acolo? Ce era? De ce erau atât de mulți? Frate! Erau acolo o grămadă! What? What the fuck, ce era acolo? Vă rog să-mi explicați, că nu înțeleg ce se întâmplă. Nu înțeleg. Sunt prea mulți, frate, exagerat de mulți, exagerat de mulți, sincer. Vă zic. Și ajungi și foarte greu dintr-o parte în alta. Trebuie și un, măcar un, două golden apple-uri, că... E greu, și e greu să te coordonezi, pentru că sunt prea mulți. Suntem prea mulți într-o singură echipă. Nici nu știu cât sunt alarme. Scoare alarm strap set off by Red Army. Nu vreau, ce vrea să fie chestia aia, alarma aia sau, mă rog. Încă un gold, încă un gold, încă un gold, mersi. Mai dăm un golden apple, măcar. Bă, mă, ce face să zic? De ce tipul ăla mi-a... Store resource which will be accessible to your whole team. Deci de-aia dădea la resursele acolo, mă, nu era bulangiu. Sunt accesibile pentru toată echipa de la domnul banchier. Bă, de ce avem și dână gri și dână albastră? Mai fost și un... What? Care dă, bă, cu bombe? Băi, mișto ăsta, dar nu știu cum se mănâncă, nu știu cum se joacă, sincer vă zic. Bine, eu nici n-am enchantul, n-am nimic, că m-am 10 diamante direct de aici. Puhu. Am spamat foarte în spate în momentul ăsta. Să văd și voi unde sunt în puii mei. Cât au construit ăștia pe aici, că au construit să le trăiască lor mamele. Noi suntem echipa albastră, asta echipa roșie. Super. Și nu știu cum ar trebui să le spargem patul. Cred că acolo în stânga, unde e luminița aia care sare din pământ, ar trebui să fie ultimul lor pat sau ceva de genul. Și nu știu cum ar putea să-l spargem. Adică ce era acolo, așa mulți roșii n-am văzut în viața vieților. Era să pic, în viața vieților mele de când sunt. Așa. Mă... Uitați-vă ce e aici, frate, uitați-vă ce e aici. Uitați-vă cum se apără milogii. Uitați-vă la ei cum se apără bulangii. A, numai cu TNT-uri poți să faci ceva, stai un pic, iubita mea. Da, deci, cred că numai cu TNT-uri îți dai aici să reușești să-i babardești pe băieți. Trebuie să sar cu TNT-uri. Da, super. Eu n-am TNT-uri, băi, prietenul meu, Dolofan. Mamă! Uitați-vă numai puțin ce... What the fuck? Am murit, da. Băi, băieți, cred că noi o să punem capăt acest episod aici, pentru că ăsta este exagerat de greu. Trebuie TNT-uri să le arunci acolo, să le dai drumul, să... orice altceva. Deci da, cam atât cu acest episod, băieți, nu uitați, dați și voi un like dacă v-a plăcut. Și trebuie să mai facem episoade din Bed Wars 40v40, pentru că e foarte mișto, dar încă nu-l înțeleg. Cred că ăsta nu se termină niciodată. Și noi, desigur, ne vedem data viitoare, pa, pa.